În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mulți se bucură îngerii păzitori și Dumnezeu și Sfinții pentru faptul că investiți în cele duhovnicești, în cele care nu se vor lua de la voi. Mulți oameni, este multă osteneală pentru a dobândi un centimetru cub, un kilogram de un metru pătrat de temir ce lucruri, un pic de slavă, un pic de putere, un pic de funcție sau o anumită pregătire, dar cea mai importantă osteneală e cea care o facem pentru mântuirea noastră. Înțelepți și de trei ori înțelepți cei care investesc în primul rând în cele duhovnicești. Iubiților, m-am gândit să trecem mai departe, apoi m-am rugat, zic, Doamne, luminează-mă, ce să fac? Și am zis totuși să facem o recapitulare, o reîntoarcere practic, dar nu foarte amănunțită cum am făcut-o în predicile dinainte, ci mai sintetic. A totuși să vă reamintiți anumite lucruri și să rămâneți cu cât mai multe să zic așa, mai multe învățăminte folositoare mântuirii. Deci, cartea Părintelui Stăniloae, Ascetica și Mistica, are o introducere și apoi are trei părți. Purificarea, iluminarea și îndumnezeirea sau desăvârșirea. Noi am vorbit despre purificare. Am zis că nu-i cazul să vorbim încă deocamdată despre desăvârșire, deși poate o să spunem câteva lucruri la momentul potrivit, dacă Dumnezeu ne dă viață, ne dă timp. Și am început cu purificarea. Purificarea se ocupă practic de curățirea vasului, iubiților. Și prima dată am vorbit despre esența patimilor. Păcatul sau patima. Păcatul e o faptă necuvincioasă, izolată. Patima este deja păcatul învechit. Și esența patimilor, am spus că e robie. Deci omul devine rob, nu mai este liber. Practic putem să spunem, fără să dăm greș, că păcatul înseamnă rateu, ratare. Un om ratat din perspectiva duhovnicească e un om pătimaș care nu face pocăință. Eșec, distrugere, boală, moarte. Să rețineți, e foarte important, noi știm o mulțime de lucruri care ne dăunează din punct de vedere fizic, emoțional și încercăm să le evităm, încercăm să le îndepărtăm. Dar cel mai grav e păcatul, iubiților, care ne distruge și trupește, și sufletește, și interpersonal. Toate problemele societății, inclusiv războaiele care se întâmplă, iubiților, e din cauza păcatelor. Unul vrea un pic mai mult, sau vrea să ia așa, vrea să ia și cu tare, sau vreau să iau petrolul cu tare, că are mai mult petrol ticălosul, și găsesc un motiv. Și la baza tuturor problemelor stă păcatul. Setea, păcatul are o sete, practic, de fapt omul are o sete fără margine, o sete infinită. Și încearcă să-și stimpere setea asta cu lucruri finite. Patima e rațională, e logică, e nebună. Deși îi face rău omului, el continuă să bee, să pipe, să înjure, să facă rele, să țină minte rău, să nu ierte. Deși știe că îi face rău, în continuare merge pe calea asta ca prostul și își face rău și sie și celor din jurul lui. Întuneric și neștiință cuprinde și trupul și sufletul. Cine are egoismul, posedă toate patimile. Și majoritatea să știți că avem de luptat cu egoismul. Unii mai mult sau mai puțin, dar avem de luptat. Ca să-ți vezi egoismul, e nevoie de investiție. Patimile produc și întrețin haosul atât în om, cât am spus și între oameni. De aceea e foarte important să-l cunoaștem care îi și să-l îndepărtăm. Am vorbit de curățirea de patim. Iată o metodă, mă înfrânez eu. Nu mai fur, nu mai mint, nu exagerez cu mâncarea, cu băutura, cu toate, devin cumpătat, atent, dar mă ajută foarte mult și dacă ajung într-un mediu în care oamenii respectivi îs virtuoși. Pentru mine e un exemplu, un ajutor teribil, de aceea e foarte important ca în mediul unde suntem să fim mici apostoli, dar fără trufie, fără părere de sine, cum am văzut la fariseu, care a venit să lăuda înaintea lui Dumnezeu cu lucrurile exterioare.
Practic, virtuțile nu sunt scop în sine. Virtuțile trebuie să ne unească cu Dumnezeu, trebuie să ne aducă în suflet iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Precum iubirea leagă pe oameni și adună, așa patimile destramă legăturile dintre ei. Ele sunt fermentul, spune Părintele Stăniloae, dezordinii lăuntrice și interpersonale. Am vorbit de patim și de afecte sau instincte. Amintiți-vă, instincte legate de individ și instincte legate de societate. Alimentar, de reproducere, de autoapărare sunt cele individuale și de grup, de proprietate și de dominație, subordonare. Toate aceste, practic, instincte ni-s date, practic, ca să ne folosească în planul trecător. Sunt animalul din noi. Părinții spun că dincolo vor dispărea. Unii s-au întristat când și-au dat seama că dincolo nu vor mai fi bucătării și din asta. Dar vor fi o hrană mult mai suavă, mult mai înaltă, o hrană duhovnicească pentru oameni duhovnicești, spirituali. Dincolo, oamenii vor fi ca îngerii. Nu se vor mai reproduce, nu se vor mai îmbuiba, ci se vor alimenta în alt fel. Dar ele, să înțelegeți bine, ele sunt necesare în planul acesta trecător, dacă se păstrează măsura, cumpătarea. Asceza, iubiților, este un fel de frână, disciplină, direcție. Imaginați-vă o mașină foarte puternică, fără direcție și fără frână. E dezastru. De aceea, asceza, practic, e necesară pentru ca noi să stăpânim bine direcția, practic, noastră către Dumnezeu. Ava Pimen l-a văzut pe cineva pe Ava Pimen că își spăla picioarele. Sihastru să-și spele picioarele cu apă caldă, ticălosul, exagerează. Cineva s-a smintit și a zis: părinte, păi speli picioarele așa și cu apă caldă, încă s-au temit cu apă, îți spăla pe acolo. Și Ava i-a spus: noi suntem omorători de patim, nu de trup. Trupul trebuie strunit ca să slujească sufletului. Noi nu distrugem trupul așa, pur și simplu ne batem joc de el. Trebuie strunit, echilibrat. Și vă rog să observați, cei care sunt mai cumpătați la mâncare, care sunt mai echilibrați așa cu băutura, cu mâncarea, trăiesc mai bine, mai sănătos, dorm mai bine, sunt mai viguroși decât cei care se îmbuibă. Bineînțeles că există și boli de lipsă. Dar cumpătarea și înfrânarea e mai sănătoasă. Ava Arsene cel Mare, fiind în tinerețile lui la palat, a primit un sihastru care fusese în tinerețe pădurar. Și respectivul s-a smintit că bătrânul, era bătrân neputincios, avea o bondiță, așa, o haină de blană, care o mai purta, își spăla picioarele și avea și un tânăr călugăr care îl mai ajuta pe bătrânul acolo. La masă a observat că a băut și un par de vin. Și s-a cam smintit, dar nu i-a spus lui Ava Arsenie. Și a plecat. Ava Arsenie și-a dat seama și l-a trimis pe ucenic: adu-l înapoi pe părintele. Și a spus: Ava, tu din ce oraș ești? Păi, eu nu sunt din oraș, sunt din satul Cutare. Și în sat la tine tu ce ai fost? Păi, eu am fost pădurar. Și unde dormeai? Păi dacă eram pădurar și prindeam, dormeam și prin pădure. Unde găseam? O scorbură. Și ce mâncăruri alesem? Păi aveam o păstramă, ceva, un fel de carne din asta, așa, o purtam cu mine sărată și beam apă de la izvor. Și bătrânul i-a spus: uite, eu am fost printre cei mai înalți slujitori de la palat. Acolo aveam cele mai alese mâncăruri și vinurile cele mai scumpe. Drept așternut, aveam tot felul de țesături aurite. Aveam mulți slujitori care îmi slujeau mie. El a fost dascălul fiilor împăratului Bizanțului. Și eu, de la atâta odihnă, aici am venit la osteneală. Dumnezeu mi-a rânduit fratele ăsta să mă ajute tânăr, că-s bătrân și neputincios. Nu mai am eu nu știu ce averi, dar am hăinuța asta de blană care o port cu mine. Vinuri alese nu mai am și pentru neputința, slăbiciunea mea, mai beau vinul ăsta ieftin și slab. Tu, de la osteneală, ai venit la odihnă, eu de la odihnă am venit la osteneală. Și atunci s-a minunat
acest pusnic de discernământul bătrânului și s-a folosit și a plecat folosit, n-a plecat smintit. Iată, iubiților, discernământul este o virtute rară, dar necesară. De la plăcerea instinctului, trebuie să ne gândim mai mult la bucurie și la fericire. Dacă mănânci o mâncare bună, simți o plăcere. Dacă te ascultă copiii, din nou, e o bucurie. Dacă părinții își iubesc copiii și copiii își iubesc părinții, dacă e armonie în casă, e frumos și e o plăcere, te duci cu drag acasă. Dacă uităm de rostul instinctului și ne axăm pe plăcere alimentară sau altă plăcere la alt instinct, să adunăm bunuri sau să adunăm funcții cât mai înalte, concentrându-ne pe plăcere putem deveni robi plăcerii. Și această robie a plăcerii cam dictează în societatea de astăzi. Și omul nu mai este liber, ci el caută robia plăcerii fără să-și dea seama. Durerea și plăcerea sunt practic cele două lucruri care nasc împătimirea. Dacă omul nu e atent, el trebuie să raporteze corect la amândouă. Plăcerea păcătoasă se o înlăture din viața lui, iar durerea, dacă vine, să-și asume, să-și ducă crucea. Nu trebuie să dicteze aceste lucruri. Practic, raportarea mea față de plăcere și durere arată credința, sănătatea firii mele sau boala. Dacă eu mă raportez pătimaș, eu sunt slab. Trebuie să-mi vindec această raportare. Cauzele, iubiților, ultime ale patimilor era al treilea capitol și efectele lor. Părinții spun că prima mișcare păcătoasă este influența înșelătoare a Duhului rău, dar și sensibilitatea omului cu mintea întunecată. Toate reclamele, iubiților, se adresează simțurilor. Și dacă omul nu e atent, poate să-și cumpere lucruri care nu-i folosesc. De aceea e foarte important ca eu să am mintea trează, tot timpul să fiu detașat de materie și să mă gândesc bine. Am, să zic așa, nevoie de lucrul respectiv sau el mie nu mi-e necesar. Dar asta ține de discernământ și stăpânire de sine. Practic, vrăjmașul caută să mă prindă prin înșelăciune și eu, dacă nu am mintea bine întărită, pot să cad. Cam aici văd părinții începutul păcatului. Mintea cea de rând este lumească și schimbătoare. Sufletul, dacă nu are minte bună și viețuire cuvioasă, este orb și nu cunoaște pe Dumnezeu, Făcătorul și Binefăcătorul tuturor. Vreau să rețineți. Mintea bună și viețuirea cuvioasă. Practic, se susțin una pe alta. Dacă vrei să ai minte bună, trebuie să duci o viață cuvioasă. O viață fără păcat. Să înlături păcatul din viața ta. Altfel îți întuneci mintea și toate simțurile. Vraja lumii, prin promisiunea plăcerii și a împlinirii, atrage simțirea și gândirea pentru a o robi și a o bloca întrecător în efemer. Trei cauze ultime produc păcat, patimile în om. Am spus că o să vă întreb și dacă îmi spuneți, poate trece mai departe, dar nu știu câți au reținut care sunt aceste cauze. Și ca să rețineți, amintiți-vă, MSP, mintea slabă, prima, M, S, simțirea, predomină practic simțurile, trăirea mai mult prin simțuri, și P, robia plăcerii, plăcerea. Practic, mintea slăbește dacă omul trăiește mai mult prin simțuri, mintea e partea superioară, o să vedem dincolo la capitolul următor, dar ea poate slăbi și atunci mintea slabă, practic vrăjmașul îi propune simțurilor sau lumea vine și îi propune simțurilor și omul trăiește mai mult prin simțuri decât prin minte și atunci plăcerea îi dictează. Dacă el vede ceva gustos, mănâncă. Dacă nu se mai uite că e miercuri, că nu e miercuri, că e vineri, nu contează. Practic, nu e atât de grav păcatul, să zic, mâncării, dar disciplina aceasta alimentară ne fortifică și ne face mintea puternică, pentru că voința e a mea și eu pot să-i spun nu păcatului la momentul potrivit. Iată Sfântul Antonie cel Mare ce ne spune la pagina 91-92. Nu cele ce se fac după fire sunt păcate, ci cele rele prin alegerea cu voia.
Nu este păcat a mânca, iubiților, ci a mânca nemulțumind, fără cuviință și fără înfrânare. Deci, practic, nu instinctul e problema alimentar, ci excesul. Eu deja îmi fac din treaba asta un mic Dumnezeu și eu toată ziua mă gândesc ce să-mi fac de mâncare, oare ce n-am mai mâncat și mi-e dor poate de mâncarea cu tare. Eu nu mai am timp de rugăciune. Eu nu mai am timp de cei din jurul meu. Mă enervează cineva când mă întrerupe în moment ce mănânc sau și mă enervează rău de tot. Iată, patima poate să mă distrugă dacă nu se atenge. Durerea e lăsată de Dumnezeu ca un senzor de avertizare că ești pe lângă cale sau că trebuie să schimbi ceva. Deci și durerea poate să o putem pune în slujba binelui dacă suntem atenți. În spațiul creștin, noi nu trebuie să ne speriem atât de mult de durere, cât mai mult de raportarea mea la durere. Dacă eu nu mă raportez creștinește la cruce, e o problemă. Nu mi-asum crucea. Crucea devine și mai grea și mai imposibilă. Patimile împrăștie mintea în brațele dezordinii. Iată de ce părinții recomandă supravegherea gândurilor și paza minții chiar pentru cei desăvârșiți. Supravegherea gândurilor înseamnă că dacă mi-a intrat în minte un gând nepotrivit și simt că mă tulbură, trebuie să-l dau afară cu rugăciunea sau cu un gând bun. Dar la paza minții puțin ajung încât niciun gând necuvincios nu ajunge să pătrundă în mintea celui care e iubitor de osteneală și are trezvie. Aceasta e pentru cei mai sporiți duhovnicește. Egoistul și pătimașul se închide în eu. Iubirea și virtutea te călăuzește către noi. Eu cred că am sărit peste ceva aici, că am dat prea repede foile astea. Să văd aici cât 17 minute, totuși înseamnă că a fost bine, iubiților. Eu vreau în câteva, să zic miercuri, dacă ne ajută Dumnezeu, să trecem cele 70 și ceva de pagini care le-am parcurs, practic, până la înfrânare. Ca să repetăm, eu am stat și m-am gândit, nici eu nu mi-aduceam foarte multe, trebuie să mă uit un pic aici la cuprins, ca să văd fiecare capitol și să-mi aduc aminte de fiecare lucru. E foarte importantă și repetiția și să-ți notezi anumite lucruri. Să știi bine ce-i păcatul, care lucru-i păcat, cum să-l îndepărtez, cum să lupt împotriva lui, ce mă face puternic, ce mă slăbește, ca eu să iau măsuri ca să devin tot mai aproape de unirea cu Dumnezeu, care e scopul practic vieții duhovnicești, cum am spus miercurea trecută. De aceea vorbim despre patim, nu ca să cultivăm patimile, ci ca să luptăm împotriva lor. De aceea e foarte important să ne dăm seama că egoismul e o problemă și să-l căutăm în primul rând la noi, să-l scoatem afară, nu cumva să ne ocupăm de ceilalți și de fapt casa noastră să rămână nemăturată și nespălată. Dumnezeu să vă ajute, iubiților, mă bucur sincer că investiți în cele duhovnicești și să nu vă lăsați. Dumnezeu să vă binecuvinteze!